Hey, salut YouTube, salut dragi abonați blogului Web Design Academy. Bine ați venit la un tutorial despre cum să faci o pagină de vânzare. În videoclipul anterior am rămas la ultima secțiune în care am făcut partea despre autor, iar mai departe vom trece la secțiunea cu povestea cărții. Nu sunt foarte multe lucruri de făcut, dar după cum spunea și în articol, trebuie făcute. Așa că haideți să trecem la treabă. Mai întâi vom face layout-ul în HTML, după care vom stiliza design-ul în CSS. Am făcut câteva modificări, de exemplu am schimbat această imagine din cauza că nu mi-a plăcut cum arată, poți face și tu asta dacă vrei, sau bineînțeles poți spune ce imagine vrei tu. Bun, cam gata cu poveștile, haideți să trecem la treabă. În primul rând vrem să mergem în documentul nostru HTML și să stilizăm, să facem layout-ul paginii. Bun, primul lucru pe care vrem să facem este să creăm o nouă secțiune. Vom pune section, vom da clasa book container, vom spune. În interior vom trece următoarele lucruri. În primul rând vom trece un article. Și vom da clasa bookinfo, nu, story container. Ok. Înăuntru avem, după cum poți vedea, un header. Vom trece H1, un text și un buton de comandă, iar în partea dreaptă avem o imagine. Acum, haideți să le punem un HTML. Vom scrie așa. Avem article class story container. Vom pune H1. Povestea cărții. Control save. Haideți să vedem o dată. Ok. Urmează să adăugăm textul. Pe niște text. Control save. A fost adăugat textul. Bun. Vrem să, de asemenea, să adăugăm mai mult text. Așa că îl vom copia din Photoshop. Selectăm textul și selectăm prima secțiune. Îi vom da Control C. Control V. Bun, să punem următorul paragraf. Control C, Control V. Facem paragrafele puțin mai scurte ca să ne încapă pe ecran. Bun. Următorul paragraf. Control save și ultimul paragraf. Control C. Control V. Control save. Să vedem cum arată. Arată ok deocamdată. Mai departe vrem să adăugăm această imagine sau alta, cum am spus la începutul videoclipului, și vom adăuga această imagine. Așa că vom merge în documentul nostru și vom pune figure. Ah, da, am uitat.
Trebuie să punem de asemenea și butonul de comandă, tot în zona asta. Și vom pune tot în interiorul articolului link href egal, deocamdată nu vrem să meargă nicăieri. Și vom pune comanda acum. Control save. Bun. Să vedem cum arată, dacă a fost pus. Bun, este aici, pe vedem partea dreaptă. Mai departe, vrem să adăugăm această imagine. Și vom pune într-un tag figure. Exteriorul containerului article. Și vom scrie figure. Iar înăuntru vom adăuga imaginea. Image. Source. Egal. Imagini și adăugăm imaginea mag.png. Alt egal imagine calculator. Control save și să vedem dacă a fost adăugată imaginea. Reîncarcă. Bun, imaginea apare aici. E puțin cam mare, dar o să o stilizăm și o să arate bine mai încolo. Bun. Cam asta este tot ce trebuie să faci pentru a pune layout-ul în HTML. Și mai departe vom trece la CSS. Bun. Deschidem fișierul CSS și vom trece un mic comentariu. Început. Codarea secțiunii cu povestea cărții. Bun, mai adăugăm un comentariu. Sfârșit. Despre comentarii ce pot să spun? Poți să le pui cum vrei tu, dar ideea unui comentariu în interiorul codului este să te ajute și să știi cum să găsești anumite lucruri mult mai ușor. De exemplu, dacă vrei să stilizezi, să dai o culoare la un paragraf, să nu cauți o jumătate de oră până găsești acest paragraf în cod ca să poți să schimbi culoarea. Din acest motiv se folosesc comentariile ca să le identifici mai ușor și să faci modificările necesare într-un timp cât mai util. Bun. Primul lucru, haideți să identificăm tagurile. Avem tagul section, book container. Și vrem să-i dăm un display flex pentru ca imaginele, pentru ca aceste containere să fie puse una lângă alta. Și mă refer la containerul article și la containerul figure. Bun. Haideți să facem asta. Vom scrie așa. Section. Punct book container. Vom da display flex. Bun. Să vedem dacă s-a făcut modificarea. Reload. Bun. Imaginea a fost pusă. Bun. Mai departe, vrem ca asta să aibă un flex de... Îi dăm un flex de 1 și 1, adică fiecare container să cupe cam jumătate din mărimea ecranului. Și vom scrie mai departe în felul următor. Section.book-container article. Are ce clasare asta? Story container. Îmi da flex 1. Bun, și de asemenea section Ctrl C, copiem partea asta și Ctrl V și vom adăuga aici figure flex 1. După ce am făcut treaba asta, putem să ne jucăm puțin cu dimensiunile acestor containere. De exemplu, dacă dăm aici flex 2, Ctrl Save, asta va ocupa două părți în ecran, iar partea asta doar o parte. Adică dacă împarți ecranul în 3,
Articolul a ocupat două bucăți din prima ecranului, iar imaginea o bucată. Haideți să vedem. Bun. Ce trebuie să facem este ca, în primul rând, imaginea asta să nu iasă din interiorul containerului în care este inclus. Și atunci vom scrie în felul următor: section.bookcontainer figure image și vom da un width de 100%. Și atunci imaginea noastră ocupă întreg containerul în care este cuprinsă, dar nu îl depășește. Bun, arată bine. Acum hai să ne ocupăm puțin de partea aceasta, partea stângă, de text. Primul lucru pe care vrem să-l facem este să stilizăm puțin containerul, mai exact să-i dăm un padding, așa fel încât să fie mai centrat. Să stilizăm header-ul, H1-le de fapt, titlul și butonul de comandă. Bun, o scriem pe următor. Article Story Container. Bun, și vom scrie așa: section.book-container article.story container și vom scrie H1. Vom da acest felul următor. Font Family, pune Sales. Dacă ți amintești, Sales este fontul pe care l-am stabilit în Font Face. Bun, hai să vedem. Reload. Bun, vezi că s-a modificat fontul. Mai departe vrem să-i dăm o mărime, să fie puțin mai mare. Vom da font size, scuze, nu aici, trebuie să punem aici, font size 70 de pixel. Bun, arată foarte bine. Trebuie să modificăm culoarea. Color. Iar culoarea este cea din Photoshop. Vom merge în Photoshop, vom alege Color Picker-ul. Ne vom apropia puțin de textul nostru și vom pune copia culoare de aici. Ctrl C, OK. Și vom Ctrl V, Ctrl Save. Vedem cum arată. Arată bine. Vrem ca să aibă margini, să nu aibă margini deloc, margini 0. Header-ul, vom da un margin 0. 0, bun. Ca să scape de spațiile acestea suplimentare. Bun, arată mult mai bine așa. De asemenea, vrem să-i dăm un text shadow, să aibă puțin umbră textul. Un pixel, un pixel, un pixel black. Reîncarcă și arată foarte bine. Mai departe vrem ca acest container să aibă un padding de, să spunem, 20 de pixeli sau chiar 50 de pixeli ca să avem acest spațiu inclus. Bun, haideți să facem asta. Vom scrie în felul următor. Vom trece la parte de story container. Bun. Și vom trece așa: padding. Îi vom da un padding de 50 de pixeli. Control save. Bun. Arată foarte bine așa. Vrem ca mai departe să stilizăm textul.
Bun, cum facem asta? Merge la section, book container, article story, control C, dăm un control V și vom pune P. Și scriem asta pentru că textul nostru este inclus în paragrafe. Este section book container, article story container și paragrafele P. Și vom scrie în felul următor. Vom da un font size, font family plantă, pune Arial, Verdana, Sans minus Serif. Bun, arată mai bine. Haideți să schimbăm și culoarea. Vom da un font size de 18 pixeli. Haideți să vedem cum arată font size. Pe pixele. Nu arată bine, rămâne la, cred, la 16 pixeli cel mai bine. 16 pixeli este ok și cred că 16 pixeli este standard. Dar nu știu sigur, așa că o să las codul acela scris. Bun, mai departe vrem să schimbăm culoarea, pentru că în Photoshop are culoare puțin un gri mai închis. Selectăm Color Picker-ul, ne apropiem puțin de text și selectăm culoarea. Copiem culoarea și pare că este 3333. Ctrl C. Și vom pune așa, Color. Ctrl V. Ctrl C. Și să modificăm și culoarea. Bun. Haideți să ne ocupăm puțin de butonul de comandă. Pentru butonul de comandă, mergem în HTML să-l identificăm prima dată și vedem că este în section, article și A, tagul A. Bun. Vom merge la fișierul CSS și vom scrie în felul următor. Section, book container, article, story container. Copiem treaba asta. Dăm un control V și vom pune A. Dăm un control save și vrem ca articolul nostru, îmi cer scuze, linkul nostru să fie sub formă de bloc display. Așa că vom da un display bloc. Și facem asta pentru că în mod normal tagurile A sunt puse în HTML sub formă de inline. Asta înseamnă că orice pui după, dacă scrii ceva după un link, o să apară fix după el. Dacă îi dai acest element display block, atunci îl va afișa sub formă de container și atunci tot ce scrii după el va fi pus sub el. Și asta se comportă ca și un container din momentul în care dai display block. Bun, vrem ca blocul nostru au să fie să aibă un background de culoare. Să fie de culoarea asta. Selectăm Color Picker-ul. Bun. Copiem culoarea. Ctrl C. OK. Și vom spune culoarea. Ctrl Save. Haideți să vedem cum arată. Reload. Bun. Arată bine deocamdată. Vrem ca să fie de dimensiunea maximă să fie de 250 de pixeli. Haideți să dăm așa. Bun, width 250 de pixel. Reload. Bun, textul să fie aliniat pe centru. Center. Text align center. Bun. De asemenea, vrem ca întregul link să fie pe centru, atunci vom da margin 0, 0 și auto. Control save. Reload. Bun. Vrem să-i dăm un padding. Zicem padding 10 pixel. Bun, arată bine și vrem să facem puțin mai scurt, că e prea lung.
și vom da să fie doar de 200 de pixele. Bun. Acum hai să ne ocupăm puțin de textul din interiorul containerului. Vrem ca textul să fie alb și să nu mai fie subliniat. Așa că vom scrie felul următor. Vom scrie color white și text decoration null. Control save. Bun. Arată foarte bine. Mai departe, vrem ca să rotunjim colțurile și să-i adăugăm un shadow. Și vom face asta. Vom scrie border radius 5 pixeli și nu mai știu cum se spune box shadow, așa. 3 pixeli, 3 pixeli, 3 pixeli black. Control save. Și s-au făcut modificările necesare. Și zic eu, arată foarte bine. Bun, mai departe vrem să ne ocupăm puțin de imaginea asta. Vrem ca imaginea asta să fie poziționată puțin mai jos. Și de asemenea vrem ca imaginea să fie poziționată fix în partea dreaptă. Și haideți să facem asta. În primul rând vom merge în fișierul CSS și vom identifica tagurile noastre. Avem section book container figure și vom da margin 0. Control save și dăm un reload. Și vedem că imaginea s-a poziționat în partea dreaptă pe marginea ecranului. Următorul lucru pe care vrem să-l facem este să facem această distanță să fie puțin mai mare, să fie aproximativ asemănătoare cu aproximativ aceeași distanță cu distanța dintre titlu și secțiunea anterioară. Bun, așa că vom da un margin top de, să spunem, 100 de pixeli și vom scrie margin top 100 de pixeli. Bun, arată mult mai bine. Bun, și un alt lucru pe care aș vrea să-l fac este să strângem puțin conținutul acesta, să-l facem puțin mai îngust și imaginea puțin mai mare. Asta vom face doar din flex și vom merge în fișierul nostru și vom scrie în felul următor. Îi vom da un flex de la text, îi vom scrie un flex de 2. Oare unde este? Aici, flex 3, așa, și la asta îi vom da un flex 2. Să vedem cum arată. Arată mult mai bine, spun eu. Da. Și cam asta este tot, am terminat, se pare că. Bun. Îți mulțumesc mult că m-ai ascultat până aici. Într-adevăr, în codarea acestei codarea site-ului în general nu este identică cu ce am făcut în fișierul nostru Photoshop, dar după cum spuneam, am folosit fișierul Photoshop mai mult ca și o linie de ghidare, nu ca să facem un design 100% identic. Bun. Mai departe, în videoclipul următor vom trece la capitolul cărții. Vom face un Vom construi un sistem de tip carusel. Momentul asta, pentru că în momentul în care apeși pe aceste două săgeți, să meargă la fiecare capitol în parte. De asemenea, dacă vrei să selectezi un anumit capitol care explică ce conține cartea, să mergi la capitolul respectiv doar printr-un simplu click. Asta vom face în videoclipul următor. Asta este tot pentru acest videoclip. Nu uita să-mi lași un comentariu. Dacă ai orice fel de întrebări sau dacă ai orice fel de sugestii care ar putea să îmbunătățească materialele video pe care le-am făcut până acum. Ne vedem în videoclipul următor. Să ai zi frumoasă!